Sărbătoarea Crăciunului se apropie, astfel că preșcolarii grupei mijlocii din cadrul școlii gimnaziale Sfântul Iacob se pregătesc să întâmpine așa cum se cuvine. Astăzi, alături de mămici sau bunici, au pregătit decorațiuni pe care le vor folosi cu drag acasă. Poate să fie așa și vom pune o fundiță și îl vom atârna în brad, da? Sau poate să fie așa și vom vidi pe el și va sta pe masa de Crăciun, da? Avem multe, multe materiale colorate și frumoase, da? Copiii au primit vizita doamnei învățătoare, care le va fi alături atunci când vor intra la școală. Aceasta le-a dăruit primele podoabe pentru brăduțul clasei, dar și câteva cadouri confecționate de colegii școlari. Eu de asta am venit, ca să știm această bucurie a iernii, care este zăpada. Și pentru că știam că voi astăzi veți împodobi brăduțul, am confecționat pentru voi un fulg de neai, fac cadou doamnei, uite aici, ca un prim fulgișor să cheme din ceruri zăpada, pentru că nouă așa ne place și vă doresc din suflet să aveți o vacanță bogată, bogată în zăpadă, bogată în daruri, bogată în zâmbete, bogată în iubire, dar pe care voi o să le primiți cu bună seamă, că așa ne place, dar bineînțeles că vor fi și daruri pe care voi le veți dărui, pentru că eu așa am experimentat. Te bucuri mai mult când dăruiești decât când primești. Împreună cu părinții, copiii au împodobit brăduțul care îi va bucura până la Crăciun. Cum cei mici au fost cuminți și ascultători, iar astăzi este ajunul Sfântului Nicolae, moșul a trecut pe la ei și le-a lăsat câteva cadouri. Copii, copii! A venit moșul la ghetuțe! Serios? Ziua s-a încheiat cu un scurt spectacol oferit de colegii mai mari.